Știu că ați avut discuții cu edilii celorlalte localități, cu vecine, lucru care nu s-a întâmplat în administrația trecută, nu e vorba să căutăm vinovați, dar de mulți ani încoace, cel puțin de când sunt eu în presă și am mulți ani, n-am văzut o colaborare, cel puțin între Galați și Brăila. Nu știu ce s-a întâmplat, Brăila a fost, cumva părea deschisă la discuții, la Galați poate doar jumătate, adică era un blocaj. Da. Nu contează că o fi fost de vârstă, de mentalitate. Am înțeles că ați avut discuții cu omologii din orașul vecin și vreți să puneți bazele unor proiecte comune. Cam care ar fi așa, mă rog, țesut în mare, că bănuiesc. Da, nu o să fie poate pe placul multora când o să spun și o să, iarăși o să mă acuze unii că vin cu proiecte futuriste, dar sunt niște proiecte gândite de această zonă de multă vreme, găsite de către noi aici, vorbind de un aeroport, vorbind de pod, vorbind de un drum expres, ca să mergem pe lucruri mai pământene, de un drum expres între cele două localități. De ce s-a născut ideea asta? Pe lângă faptul că totuși sunt două orașe mari și foarte apropiate, ne putem uita unii la alții la propriu, adică niciun fel de chestiune. Al doilea lucru, economic vorbind, dacă vrei să fii ceva luat în seamă undeva la centru, trebuie să ai niște aturi pe masă. Ori ambele orașe, dacă le pui la grămadă, sunt undeva la peste o jumătate de milion de locuitori. A doua aglomerare urbană după București. Deci poți să spui că ești important și poți să bați cu pumnul masă la guvern sau în altă parte pentru anumite proiecte, pentru dezvoltare, pentru atragere de bani. Asta ca și concept. După care, sigur că împreună între două orașe se pot construi mai ușor niște proiecte de infrastructură, pentru că vrei să atragi aici, nu știu, turism, economie, orice. Este foarte greu să ajungi la Brăila și la Galați. Plecând din București, că din păcate toate drumurile merg la Roma și vin de la Roma, până aici mănânci două pâini liniștit și atunci nu mai zici de calitatea drumurilor. Și atunci e o problemă vis-a-vis de ce înseamnă infrastructura Galațiului sau și a Brăilei și cu ce poți să atrage aici investiții. Bun, discutăm că am pornit de la mediul de afaceri din Galați. Sigur, primăria, pentru că e greu să crezi că astăzi, în condițiile economiei, se mai pot inventa, nu știu ce, agenți economici de talia Sidexului sau a portului, sigur, care să vină să angajeze mii de muncitori și să aibă o producție atât de mare, să suporte atât de multe cheltuieli și... E foarte greu. Și atunci ce poate să fie ofertantă zona asta? Trebuie să te gândești. Ofertant ar putea să fie și de aici s-a născut ideea de pod și care e criticată. E criticată datorită faptului, din păcate, și din lipsa asta de comunicare și din mulți alți factori, iar nu vreau să-i comentez. A fost dus în derizoriu. Păi de 100 de ani, de 100 de ani da, peste exact. Dunăre, orice candidat, că avea toată 70 de ani, că avea 12 ani, domnule, vă fac pod. Da, exact. Pod azi, poți mâine, ca Petrică cu lupul, știți? Exact. Importanța acestei treceri peste Dunăre, că o fi pod. Acum noi am încercat aici la Galați, pe patriotism local, pe ce vreți dumneavoastră și normal să tragem turta pe spuza noastră aici și consider că așa e normal, am spus hai să facem o subtraversare. De ce? Pentru că e mai ieftină, se face mai repede decât un pod. Ok, hai să stăm la masă să vedem, o facem la Brăila, la Galați, podul respectiv, ne unim forțele. Facem noi subtraversarea, nu contează. Important este un drum să se ducă înspre sud. Care e ținta? Moldova românească, Moldova de peste Prut, chiar și Ucraina, ar avea o cale de acces către Constanța, portul Constanța ar deveni mai puternic, s-ar face un flux încolo, nu mai zic în perioada vacanțelor, câți din Iași, din Bacău, din Vaslui vor să meargă la mare, se duc acum pe unde se duc, vai de capul lor. Și aici, sigur că ar fi și ar avea sensul, deci ar fi o chestiune importantă. Din cauza s-a născut. De ce a murit? A murit pentru că sunt costuri mari, pentru că au fost neînțelegeri, pentru că, într-adevăr, e foarte greu să susțină doar un singur oraș asta sau poate nu a fost o prioritate decât în timpul campaniei. Parteneriatul public-privat e... Parteneriatul public-privat, concesiunea de lucrări este cea mai bună variantă și acum lucrăm la un studiu de fezabilitate pe care va trebui să-l bugetăm și care va veni și va spune foarte clar este sau nu vandabil proiectul. Pentru că ori îl susține noi, ceea ce e destul de greu să-l susții, poate împreună cu Brăila și Tulcea, pentru că aici trebuie să includem și Tulcea, numai Brăila, zona asta, și extindu-o și pe Tulcea, și extindu-o chiar și cu Vrancea, pentru că pe viitoarele coridoare, nu știu, autostradă, drumuri naționale care se fac, drumul către Focșani de la București și înspre Iași, e important, ar trebui să ne înțepăm și acolo. Deci sunt mai multe județe care sunt interesate și ar fi interesate și cointeresate în proiectul ăsta. Și atunci când vorbim de chestiunea asta, probabil că a fost foarte greu să aduci patru oameni la masă, niciodată poate n-au ieșit aceeași culoare politică, nu vreau să discut de politică, dar asta ne influențează până la portar. Din păcate, în România încă există chestiunea asta și o să fie, nu știu cât timp, habar n-am, dar
Asta e viața. Bun, și atunci, vă gândiți și atunci ne gândim să vedem pe concesiune, pe parteneriat public-privat, să vedem dacă e vandabil acest proiect pentru un agent economic. Pentru noi ne dăm seama că e foarte important. Bă, dar poate și la ce faci o socră. Băi, pun 2 lei să treci Dunărea și mie îmi convine ca șofer, nu mai stau cu bacul 40 de minute, știu sau cât. Și dau 2 lei, el își ia banii, mai dă și la din sigur profit la... Și pe concesiune de lucrări, în condițiile în care legea română permite până în 49 de ani, nu pleacă cu el acasă, nu-l ia în brațe, nu se duce cu tunelul în altă parte. Bineînțeles, nu se supără și îl închide, că n-are voie, că devine rețea strategică. În condițiile astea, în 49 de ani, poți da și lui posibilitatea să-și scoată banii. Dacă îl dai într-o lucrare, nu știu, pe 3 ani, nu o să vină nimeni, normal. Că tu trebuie să pună un tarif de nu știu câte sute de lei. Nu o să treacă nimeni pe acolo. De ce tunel și nu pod? Tunelul sau podul? Ar fi păcat să faci un pod, care sigur ar ieși mai ieftin, cu o bandă pe un sens, o bandă pe alta. Mai ales că aici e Dunăre Maritimă. Ăla trebuie să aibă o înălțime de minim 40 de metri. Trebuie să-i faci niște descărcări, nu poți să-l faci așa. Trebuie să duci kilometri în stânga, kilometri în dreapta. E o problemă. Și cred că îl faci nu la Galați, îl faci... Da, îl faci la Zmârdan sau în partea asta și pe dincolo pe Munții Măcinului. Da. Sigur, nu e o glumă, dar există niște chestiuni tehnice și niște limitări care duc la un cost mai mare și atunci trebuie să-l faci pe 2-3 benzi, să-i faci și un circuit, un traseu pentru camioane, pentru tren, eu știu ce alte chestiuni. Pe când un tunel îl sapi pe sub Dunăre liniștit, bine, aici însă trebuie să ne zică studiu. Poți să sap cum e terenul, trebuie să fac studii de geo, dar clar este necesar. Bine că și puneți, să știți că ideea primară, am văzut pulsul în Galați. Da. Mami, dom'le, nu, iar avioane, băi, dar ar fi bine măcar să facă. Da. Adică s-au așteptat, domnule, a venit altă administrație, s-a primenit un pic orașul, da, să spunem, punctul ăsta de vedere. Ok, hai să și vedem.